Suntem în grădina Ghețimani, în locul în care Domnul Iisus Hristos a avut rugăciunea în agonie. Un loc unde Domnul Iisus, spune Sfânta Scriptură, s-a rugat până când sudoarea lui a ajuns ca niște picături grele de sânge care cădeau pe pământ. În locul în care Domnul Iisus i-a spus Tatălui: Tată, dacă-i cu putință depărtează de la mine paharul acesta, totuși facă-se nu voia mea, ci voia ta. De fapt, bătălia pe plan spiritual pentru mântuirea sufletelor noastre a fost câștigată aici, în această grădină, urmând apoi ca la locul crucii Domnul Iisus să aducă jertfa camela lui Dumnezeu, care a venit să ridice păcatul lumii. Ca să poți să te reculegi într-un asemenea loc, ca să poți să faci o rugăciune și în grădina aceasta a lacrimilor și în grădina aceasta a Ghețimani, e nevoie să pui pe inimă, să-ți pui în program să faci o vizită la Ierusalim. Pentru anul 2018, în luna februarie sau în luna noiembrie, Oxentia Turism vă invită pe aceste locuri. Luând legătura cu frații de la Oxentia, puteți afla detalii și mă rog din toată inima ca Dumnezeu să vă aducă în asemenea locuri de o importanță capitală când e vorba de mântuirea și veșnicia noastră. Domnul să vă binecuvinteze!